Sport Club Bacău a crescut valoric de la un sezon la altul, iar acum a intrat în procesul de maturizare pentru Liga 1. O echipă care poate să emită pretenții atât pentru promovare, cât și pentru o clasare bună în Liga 1. Bineînțeles că trebuie să avem răbdare, trebuie să creștem și valoric, dar trebuie să creștem și în vârstă, pentru că, iată, acești copii sunt foarte tineri, au o medie de vârstă de circa 22-23 de ani și eu cred că în maxim 2 ani de zile această echipă va fi o echipă competitivă. Totul a început la inițiativa unui grup de prieteni iubitori ai fotbalului și înzestrați cu pasiune și cu entuziasmul de a juca fotbal într-un cadru organizat. Timpul a trecut, iar Sport Club Bacău a prins contur. Acum munca lor începe să dea roade și să le redea băcăuanilor speranța că stadionul municipal va fi din nou neîncăpător la meciurile din Liga 1. Această echipă pe care am, hai să zicem, format-o acum circa 6 ani, acum a început să dea roade și faptul că sunt foarte mulți copii din Bacău, copii tineri, asta spune foarte mult pentru noi. Ne dorim să creștem copii în sport, în fotbal, în handbal, în volei și cât mai mulți copii băcăuani să fie pe terenul de sport.